Asta este o fumătoare homemade. E făcută din diverse resturi pe care le-am găsit prin curte. Aici am făcut, mi-am pus un pic de plasă de unde se iasă fumul. Și aici este un capac. Aici este o țeavă prin care trece fumul. Iar aici este focul. Am făcut focul aici. Focul nu are nevoie de flacări foarte multe. Este la fumătoare, la fumul rece, pentru că are o distanță destul de mare. Fumătoare cu fumul rece. A făcut lemn de prun. Cu lemn de măr, ăsta este lemn de măr. Mai pun și lemn de viță de vie. Mă interesează să fac doar fum, nu și doar flacără, că nu are niciun sens doar flacăra. Și aici am pus o protecție ca să nu poată animalele să vină, să pisici, câini în alta, să ne fure. Și arată cam așa. Iar astăzi este a doua zi. Se prezintă bine. Aici am pus două balmale. Și restul este făcut din ce am găsit prin curte pe aici. Diverse lemne. E homemade. Am săpat puțin pe aici ca să bag o țeavă. Și pe aici am fac focul. Aici este focul. Bineînțeles, nu cu flacără foarte multă, pentru că nu avem nevoie de flacără, avem nevoie de fum. Și în cazul în care se stinge focul pe timp de noapte, în caz de dorm sau ceva, am și o piatră care o astup așa. Și ca lemne folosesc, aș folosi și stejar sau fag, dar nu am, așa că folosesc prun. Asta e lemn de prun. E lemn de prun. Prun, măr, cireș și viță de vie. Cât o limită pe zăbuză. Le amestec acolo, amestecate. Și sigur va fi destul de bun. Sunt conștient că e prima dată pentru că de când fac treaba asta și am avut rezultate tot timpul. Îmi pare rău că nu pot să pun lemn de stejar sau fag, dar e bine. E bine și cu lemnul ăsta. Două balamale, ca o ladă, aparent ca o ladă. Am o agătătoare aici. Deschid capacul. Pun capacul într-o bucată de tablă. Tine lucruri grăsite de prin curte.